Iată-l pe Enoch în spații, fiul lui Ared răpit, omul care prin credință a umblat și a trăit. Omul care de grădină nu s-a depărtat prea tare, căci Edenul fericirii mai avea în el izvoare. Până la potop, frumosul paradis le-a dat speranță lui Enoch și lumii care îl priveau de la distanță. Să nu-l fi întrebat sărmanii pe Adam, întâiul tată, despre raiul fericirii, locul sfânt de altă dată, despre vântul adierii printre frunzele din ram, glasul tatălui din cerul cel chemase pe Adam, despre pomul cunoștinței și de șarpele șiret, să fi fost acestea oare pentru cei din tâi secret? Nu se poate să nu spună un părinte. Cât ar fi, adevărul trebuiește povestit și la copii. Sigur că Enoch e unul mai profund interesat despre cele întâmplate și de cel din tâi păcat, despre glasul care cheamă, care iartă orice vină. Sigur și Enoch aude glasul tainic din grădină. Nu avem prea multe scrise despre cel din tâi erou. Una știm, că el, străbunul, a umblat cu Dumnezeu. Cum s-a pocăit nu scrie, doar că 300 de ani a umblat pe calea dreaptă, dând exemplu la dușmani. Pe când cealaltă lume, ceilalți cu gând stricat de grădina frumuseții, foarte mult s-au depărtat. Dumnezeu mărturisește despre el că este fiu, binecuvântându-i viața în acel stricat pustiu. Duhul Domnului îl face pe Enoch proroc vestit, peste mii de ani el vede zilele de la sfârșit. El zărește, el pronunță marele eveniment pentru cei din lumea veche despre Noul Testament. Ascultați, vă rog, mesajul erelor îndepărtate, câteva fragmente scrise ce au rămas de atunci păstrate. Iată Domnul cu mulțimea, zeci de mii de sfinți ai săi. Iată ziua judecății și pedeapsa celor răi. Iată în sfârșit sfârșitul viacurilor împlinite, când vor fi pe față date faptele nelegiuite. Iată care au fost acele supraomenești cuvinte scrise de Enoch profetul cu 5.000 de ani înainte. Omul din al cărui spiță s-au născut neprihăniții, Noe, Avraam și David, neamul sfânt izraeliții. El învinge prin credință necredințele ivite, pe toți uriașii vremii cu porniri nelegiuite. Valea Eufrat e plină de popoare, însă vai, că și șerpii se mulțiră de la șarpele din rai. Forța omenirii crește, însă numai înspre rău. Și-au întors cu toți privirea, necinstind pe Dumnezeu. Toți își năruiră calea, toate se înstrăinară. Fiii lui Adam căzură în abatere murdară. Atunci Domnul dă sentință prin potop să-i nimicească. Hotărârea e luată și urma să se împlinească. Marele ocean vuiește de desubt adâncul mare. Lumea în curând sfârșește pentru faptele-i murdare. Cineva însă oprește. Domnul care-i nepătruns, Noe trebuia să vină, iar Enoch de chin ascuns. Toate anunțau potopul, dar la timpul potrivit,
marele dezastru vine și pe toți i-a nimicit. Lumea a golit paharul, Noe a trăit fiori, dar Enoch cu mult înainte a zburat mai sus de nori. Oare nu va fi aidoma când Iisus Hristos apare? Când lăsa vom jos planeta ca Enoch, zburând în zare? Unii vor zbura, dar alții, ca și noi, prin talazuri, vor trăi fiorii fricii și nespusele necazuri. Căci întâi va fi răpirea, iar în urmă va veni peste tot pământul nostru mari pedepse și urgii. Focul va decide sorții celor care au mai rămas prin necazuri, căci la Domnul celălalt s-au dus acasă, căci întâi este cerișul, după cum cuvântul scrie. Apoi unul dintre îngeri a cules întreaga vie, grâul sus, iar rodul viței toți au fost înteasc zdrobiți. Despre credincioși e vorba, cei rămași și cei răpiți. Sângele curgea și roaie din acei rămași în vale, peste sutele de stadii până al cailor zăbale. Bieții și-au pierdut răsplata cu mulțimea la un loc. Mântuirea lor se pare că va fi ca și prin foc. Știți că cele cinci fecioare, după ce s-au deșteptat fără de ulei în vase, ca să caute au plecat. Ele au venit în urmă ca să bată, dar ce folos? Căci pe cele chipzuite le-a răpit Iisus Hristos. Iată care-i biruința împotriva celui rău. Ca Enoch, veniți pe cale să umblăm cu Dumnezeu. A umblat cu Dumnezeu. Despre el cuvântul zice că Enoch avea credință, dar avea și fii, și fiice. Oare nu știa soția și copiii și cetatea că Enoch sluja pe Domnul și înfăptuia dreptatea? Însă, după cum se pare, nici copiii, nici soția, unul singur, Metusala, i-a urmat credincioșia. Ceilalți, la urma urmei, despre el l-au întrebat, din cetate în cetate însă nu l-au mai aflat. Domnul a găsit cu cale să-l răpească, să-l strămute, ca să nu mai guste moartea după cele 3 minute. Așadar, Enoch trăiește dincolo, în alte spații, pe meleaguri unde nu e moarte, nici complicații. Primul om de pe planetă care a străpuns eternul a fost el, apoi Ilie, apoi Pavel, mesagerul, 3 astronauți de seamă cu navete spațiale au zburat spre culmi eterne ale lumilor astrale. Nu i-a împiedicat furtuna, norii sau vreun alt obstacol, nu, căci zborul sfânt, răpirea, e o taină, e un miracol, într-o clipă ești acolo, iar într-alta înapoi. Tot așa va fi și în clipa când vom fi răpiți și noi. Nu există forță oarbă să ne lege, să ne țină, când va anunța străjerul, credincioșii toți să vină. Și din față și din spate, cine poate să-i oprească? Când veni va însuși Domnul după ai lui ca să-i răpească? Nimeni. Vai, dar stați o clipă. Este o forță nemiloasă care poate să ne țină. Inima necredincioasă.
inima ce nu se schimbă ori prin câte focuri trece, ea rămâne mai departe nemișcată, piatră rece. Când o parte lăcrimează și se tânguie smeriți, cei cu inima închisă dau din numeri împietriți. Pot să strige mesagerii, vine Domnul, ascultați! Când te uiți atent, le apleoape vezi, dormind surori și frați. Doamne, vino cu ciocanul care sfarmă stânci și apoi dă-ne inime de carne și puterea ta în noi, ca să nu mai doarmă frații, fă-i pe fiecare atent, să fim gata pentru clipa marelui eveniment. Doamne, Duhul Tău cel veșnic facă pentru toți trezirea, să putem străbate zarea când va fi la cer răpirea. Până atunci, pășiți înainte, fie drumul cât de greu, frați, surori, ca și profetul, să umblăm cu Dumnezeu. Amin.